Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm de aici din studioul nostru și vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să fiți împreună cu noi. Și așa cum v-am obișnuit, și în seara aceasta venim în fața dumneavoastră cu un subiect de actualitate, un subiect care provoacă întotdeauna discuții și pe care am dorit și noi în seara aceasta să-l tratăm împreună cu invitatul nostru. Așa că îi spunem bun venit lui Beni Cruceru, pastor la Biserica Creștină Baptistă Haro din Slatina. Beni, bine venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Dacă e să ne uităm la realitatea care ne înconjoară și cred că dacă facem un minim exercițiu și ne uităm la prietenii din jurul nostru, la cercul nostru de cunoscuți, rude, familii extinse, vedem că din când în când mai auzim de un divorț, mai auzim de o, cine știe, altă problemă în familie, neînțelegere, probleme, chiar violență domestică. A spune că sunt tot felul de provocări și în perioada aceasta a secolului 21, parcă toate aceste probleme s-au acutizat, s-au mărit ca număr și, bineînțeles, devin din ce în ce mai frecvente și trebuie să recunoaștem, și o spunem asta cu părere de rău, mai auzim de asemenea evenimente inclusiv între credincioși, între copiii lui Dumnezeu, în bisericile tradiționale și chiar în bisericile evanghelice. Și dacă ne uităm la prima familie, Adam și Eva, vedem că încă de acolo problemele au început să curgă și așa s-a tot perindat viața tuturor celor de dinaintea noastră și am văzut că inclusiv în situația aceea primei familii, conflictul acela între cei doi frați a generat alte probleme între membrii familiei, dar și apoi de acolo tot așa s-a dus până în zilele noastre. E greu să trăiești în zilele noastre fără să fie discuții și trebuie să fim sinceri cu noi că nu cred că există o familie unde să nu fie probleme. Totuși, există și familii unde, indiferent de problemele care sunt, cuplurile ajung la acea înțelegere, la acea stare care îi determină să meargă înainte, indiferent ce discuții sau ce conflicte apar. Cum vezi tu lucrurile? Și poate cu ocazia aceasta, Beni, poate definim și termenul longeviv. Ce înseamnă pentru tine un cuplu longeviv? Pentru mine, un cuplu longeviv este acel cuplu pe care îl văd în parc, un domn și o doamnă, bătrâni, poate lăsați de spate, îmbătrâniți pe fețe, cu părul alb și totuși îi văd că se țin de mână. Îi văd că poate au gesturi de tandrețe unul față de celălalt, poate el îi cară ei geanta sau bagajul sau poate invers dacă lui starea de sănătate nu îi permite. Pentru mine asta este imaginea unui cuplu longeviv și unui cuplu de succes. Sigur, dacă ai spune cuplul longeviv la Hollywood, atunci ar însemna 10 ani de căsătorie, 15, maxim 20. Dar cu siguranță că standardul nostru nu este lumea aceasta de la Hollywood. Și când privim și în Scriptură, vedem că standardul este acesta și îl rostim la jurămintele de la căsătorie. Până când moartea ne va despărți. Așa că atunci când vorbesc despre cupluri longevive, mă gândesc la cuplurile care au fost împreună, au trecut prin atâtea experiențe timp de o viață întreagă. Sigur, există și ceea ce se numește divorț emoțional. În sensul că, din punct de vedere legal, sunt împreună, poate stau chiar în aceeași casă, nimeni nu știe despre problemele lor și totuși ei nu mai dorm în același pat, fiecare e cu cheltuielile lui, cu pensia lui, cu problemele lui și practic între cei doi nu mai există mai nimic, dar din motive de interes personal sau de imagine încă stau în aceeași casă și stau împreună. Nu acesta este cu siguranță standardul pe care ni-l dorim și niciunul dintre noi nu ne dorim lucrul acesta. Deci vorbesc despre un cuplu care timp de o viață întreagă au trăit împreună și la sfârșitul vieții lor, că mai au câțiva ani de viață până mor, continuă să se iubească. Și m-am gândit mult la astfel de cupluri. Ce a făcut diferența între astfel de cuplu și poate prieteni de-ai lor care în tinerețe s-au despărțit sau au renunțat să fie împreună? Și
cred că dorința lui Dumnezeu este pentru astfel de cupluri longevive, care să fie împreună până la sfârșitul vieților lor. Și în același timp știu că diavolul, pe de altă parte, nu dorește lucrul ăsta, urăște lucrul ăsta. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, aminteați mai devreme de Cain și de Abel, imediat după aceea, un capitol mai târziu, vedem primul poligam de pe linia lui Cain, Lameh. Vedem că adulterul apare în prima carte a Bibliei, divorțul nu este amintit, apare în cărțile ulterioare ale legii, dar toate păcatele astea pe care poate noi le considerăm oarecum mai prezente în zilele noastre, e bine, nu este chiar așa. Dacă ne uităm la rata divorțului în vremea Domnului Iisus Hristos în lumea romană, era undeva la 20%. Rata României, practic. Sigur, sunt estimări făcute de oameni care au studiat subiectul acesta, nu e nimic clar, dar totuși sunt niște estimări care stau aproape cât de cât de realitate. Diavolul dorește să distrugă cuplurile ca să nu aibă o viață lungă împreună. Și practic toate cele trei instituții lăsate de Dumnezeu, familia, prin căsătorie, apoi statul și biserica, sunt ținta diavolului ca să le distrugă. Așa că m-am gândit la prima instituție lăsată de Dumnezeu, familia. Care a fost și este secretul cuplurilor care au reușit să stea împreună până la sfârșit? De exemplu, eu vin dintr-o astfel de familie. Bunicii mei au fost căsătoriți 67 de ani. Aminteam într-o emisiune anterioară, în urmă cu jumătate de an la dumneavoastră în studio, despre bunicii mei. 67 de ani e uimitor. Mai ales că au trecut prin o grămadă de greutăți și unele dintre ele le aminteam data trecută. Părinții mei recent au împlinit 40 de ani de căsătorie. Mulțumesc. Și eu și cu soția mea am împlinit recent, anul trecut, 10 ani de căsătorie. Noi suntem încă jos, dar sperăm să-i prindem dacă Dumnezeu ne va da zile. Ei bine, ceea ce am văzut ca prim principiu este că au înțeles sanctitatea căsătoriei. Căsătoria este sacră. Sacru înseamnă că nu te joci cum vrei tu și nu stabilești tu reguli. Este o instituție creată de însuși Dumnezeu, da? Și ca să te poziționezi corect, practic, trebuie să te poziționezi corect față de Dumnezeu mai întâi și apoi. Exact. Sigur, nu toți cei care consideră căsătoria sacră sunt neapărat creștini. Uneori sunt oameni din societatea noastră care nu cred, poate, în Dumnezeu sau nu... Au niște principii de viață sănătoase, da. Chiar nefiind creștini. Da, le-au primit poate de la părinților, poate societatea a avut anumite principii bune, tradiții, în vremea în care au crescut, poate niște tradiții, sigur, dar au considerat căsătoria ca fiind sacră. Adică, odată ce ai intrat într-o căsătorie, nu mai este cale de întoarcere. Precum viața. Odată ce ai primit viață, nu decizi tu când părăsești viața, ci Dumnezeu e cel care decide când ne va lua la El. Sau când concepi viața. Nu decizi tu când viața respectivă se va termina, privitor la avort, de exemplu. Absolut. Așa că ceea ce este sacru din perspectiva lui Dumnezeu și sacru înseamnă sfânt și înseamnă că nu noi decidem când se încheie, cum se încheie și așa mai departe. Și asta privește cele trei mari valori sacre din creștinism și nu doar din creștinism, și iudaism și din religia musulmană. Adică viața, căsătoria și sexualitatea, sexul. Toate aceste trei valori sunt sacre, iar căsătoria este una dintre cele trei valori sacre. Înseamnă că odată ce intri într-o căsătorie, este precum te duce pe o insulă și deseori e folosită imaginea aceasta și alți corăbiile cu care ai ajuns pe insula respectivă. Sau te duci pe un pod, ca să ajungi pe insula respectivă, dărâm podul în urma ta și te gândești, nu mai ai nicio altă opțiune. Aici fie murim unul dintre noi, ori amândoi, dar cale de întoarcere nu mai este. Și principiul acesta începe să se erodeze tot mai mult în societatea noastră. Oamenii, datorită precedentului, cum spuneați mai devreme, cercul de prieteni, vecini, colegi, încep să se gândească, dar stai, există și alte opțiuni. Pot să las, că și colegul meu, colega mea și-au lăsat soțul și soția și iată ce bine le merge. E bine, ăsta a fost unul din primele secrete pe care le-am văzut. Astfel de cupluri au zis, am intrat în căsătoria asta
Chiar dacă e nevoie să o repar de 10 ori, de 100 de ori, de 1000 de ori, să repar relația respectivă, o voi face. Drumul acesta pe care l-au pornit împreună este un drum de cursă lungă. Cu siguranță nu e ușor, pentru că vin momente dificile. Vin momente în care ți-ai dorit să-l schimbi pe celălalt, ți-ai dorit să fie diferit și uneori nu doar că ți-ai dorit să-l schimbi ca persoană, să-i schimbi caracterul, ci ți-ai dorit să-l schimbi cu altul sau cu alta. Ei bine, un alt secret este că un cuplu longeviv înțelege, amândoi înțeleg lucrul ăsta și e important să înțeleagă amândoi lucrul ăsta, nu doar unul dintre ei, că nu trebuie să faci un scop din a-l schimba pe celălalt. Nu în sensul să-l schimbi cu altă persoană, ci să-l schimbi ca persoană. Să îi schimbi obiceiurile, să îi schimbi ticurile verbale, poate să îi schimbi uneori chiar și chestii ce țin de gusturi. Gusturi chiar. Nu ai cum să le schimbi și asta e o bătălie care zic eu că nu va aduce nimic benefic în cele din urmă. Sigur, mi-aș dori ca soția mea să aibă anumite lucruri diferite. De exemplu, obișnuiam să fiu mult mai sportiv înainte decât sunt acum și pentru mine, înainte să ne căsătorim, a fost o chestie la care m-am gândit un pic. Ea nu e sportivă, eu sunt sportiv. Și mă gândeam, oare să continuăm relația? Până la urmă mi-am dat seama, stai un pic, asta nu e o chestie așa de importantă. Și câte femei sunt sportive în lumea asta? Prea puține. Și cu vârsta, cu siguranță, mă voi domoli și eu. Cuplurile longevive nu fac un scop din a-l schimba pe celălalt. Gusturile, spunem noi, nu se discută. Într-un cuplu ne-am dorit să se discute, să-l schimb pe celălalt. Poate ca femeie ți-ai dorit să aibă un gust vestimentar mai bun. Să fie mai ordonat, mai îngrijit. Cu siguranță că șosetele murdare și prosoapele ude nu se aruncă peste tot prin casă. Sunt o discuție de ceartă poate pentru fiecare cuplu din lumea asta. Dar sigur, astea sunt discuții neimportante, neesențiale. Așa că dacă înțelegem că nu trebuie să facem un scop din a-l schimba pe celălalt, vom trece peste. Și ne va fi mult mai ușor să vedem ceea ce este bun dincolo de ceea ce ne deranjează pe noi, dar cred că mai degrabă ar trebui să ne obișnuim cum este celălalt și să zicem, asta nu e esențial. Dar dacă vom face din chestiile minore chestii majore, cu siguranță relația noastră va avea de suferit. Nu zic că va ajunge la divorț, la despărțire, dar va pune tensiune pe relația respectivă. Putem spune că, uitându-ne chiar la noi, vedem că în fiecare zi observăm că între noi și soție, da, are loc acel proces de cizelare, de șlefuire, care vine așa, câteodată mai cu peria de sârmă, câteodată mai finuț, dar până la urmă procesul acesta se întâmplă și în timp lucrurile se așează. Lucrurile se așează, n-a zis eu că timpul rezolvă, neapărat timpul face lucrul acesta, ci capacitatea noastră de a mai renunța la propriile noastre pretenții. Cu siguranță, când intrăm în căsătorie, fiecare dintre noi avem niște așteptări. Și aici este marea tragedie, când, după o perioadă, când trece, să spunem, iubirea aia care nu mai vede nimic, e oarbă și, practic, totul revine la un nivel normal. Și îți dai seama, bineînțeles, că, de fapt, soția ta sau soțul tău, da, dacă vorbim de fete, are și defecte, nu are numai calități. Da. El nu s-a schimbat față de înainte, dar acum îi vezi mult mai bine și defectele. Ce faci? Ai o dezamăgire și spui, wow, cu cine m-am căsătorit? Sau încerci ca împreună să treceți, să înțelegeți și apoi să vedeți câte, să spunem așa, frumos este procesul acesta de acomodare. Și până la urmă există dragostea aceea care dragoste trebuie să spunem, să învingă absolut orice alte obiceiuri sau știu eu, pretenții câteodată nefondate din partea celor doi parteneri și tot așa. Dar până la urmă îl iubești pe partenerul tău și atunci vei dori să mergi pe drumul acesta ajutându-l să rămână în primul rând pe drum, pe drumul căsătoriei, fără să-l faultezi, fără să-l lasă să greșească, atrăgându-i atenția și asta cu atrasul atenției într-un mod constructiv cu dragoste și apoi, bineînțeles,
lucrurile se vor cizela. Mai e o mare hop și probabil și tu știi bine și capitolul ăsta, atunci când vin copiii. Este un alt moment în viață în care iar are loc o reașezare a plăcilor tectonice. Exact. A priorităților. Foarte bine spus. Deci, pentru noi, momentul ăsta al copiilor ca părinți e foarte important. Când vin copiii, într-adevăr, e un lucru pe care majoritatea consideră eu și îl doresc. Dar în același timp sunt schimbări enorme în relația de cuplu. Prioritățile, în special ale mamei, se schimbă și de multe ori mulți tați nu realizează lucrul ăsta și se gândesc, stai un pic, înainte erau numai noi doi, atenția era asupra mea, acum ce se întâmplă? Am trecut pe locul doi. Exact. Și mulți tați nu își ajustează atitudinea și nu realizează că soția nu era intenționată, ci pur și simplu face ceea ce biologic simțul Dumnezeu matern a lăsat să se întâmple. Exact, simțul matern. Ăsta ar fi un aspect. Așa că e nevoie de o ajustare și de o înțelegere că într-un astfel de moment nu trebuie să încerci tu să o schimbi pe ea, de exemplu când au venit copii, ci trebuie să-ți reajustezi așteptările și prioritățile. Și în același timp, cred că problema cea mai mare cu așteptările când intrăm în căsătorie este că nu se bazează pe realitate. Multe din așteptările noastre sunt doar aici și n-au nimic de a face cu realitatea. Unele nici măcar nu le comunicăm, pentru că în perioada aia de fluturaș în stomac de îndrăgostire, care durează maxim 2 ani, ne spune Gary Chapman, e bine, atunci ești orb. Ești orb, ești mut, ești surd, ești șchiop, nu vezi nimic, nu simți nimic, totul e extraordinar. Și totuși, după perioada aia, începi să vezi anumite lucruri, mai ales după ce te căsătorești, să vezi și lucrurile care sunt în minus. Așa că e nevoie după aceea să ții totuși un ochi închis. În sensul că ești dispus să treci cu vederea peste anumite lucruri care nu sunt esențiale, cum spuneam la cel de-al doilea principiu. Nu faci un scop din a-l schimba pe celălalt, să îi schimbi personalitatea. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Dar în același timp, un alt secret, un alt principiu, este că un cuplu longeviv știe să se tragă la răspundere. Adică soțul o trage pe soție la răspundere și soția îl trage pe soț la răspundere, iar lucrul ăsta duce la mărturisirea păcatelor. Mai ales când acțiunile fiecăruia dintre ei are efect direct asupra familiei. Exact. Aici nu mai vorbim de gusturi, aici nu mai vorbim de opțiuni, aici nu mai vorbim de ticuri sau obiceiuri proaste, aici vorbim de păcat. Intrăm într-o altă categorie. Aici este problema că da, trebuie să știm că nu trebuie să-l schimbăm pe celălalt, dar în același timp trebuie să-i atragem atenția când e vorba de chestii majore, importante. Chestii ce țin de relația persoanei respective cu Dumnezeu sau sunt chestii care pot să afecteze relația de cuplu într-un mod dezastros. De exemplu, o soție care își descoperă soțul folosind materiale pornografice. Sigur, ar trebui să aibă înțelepciunea încât să nu ducă într-o extremă în sensul că, gata, noi nu mai avem nimic de a face unul cu celălalt, divorțăm, dar în același timp nici să nu zică, cum poate multe femei din lumea asta gândesc, toți bărbații fac asta, trecem cu vederea. Pentru că nu-l va ajuta o astfel de atitudine. Sau soțul, dacă vede că soția lui începe să dezvolte anumite sentimente față de un coleg de lucru sau un vecin sau un prieten, să nu zic că e doar o chestie emoțională, va trece peste. Nu. Ci trebuie discutate, trebuie pusă o anumită presiune sănătoasă. Încât să îl faci pe celălalt să înțeleagă, stai un pic, ești într-un punct al relației care ne poate afecta în mod definitiv. Așa că pune bariere. Pune bariere în ce privește orice caz ar fi, fie că vorbim de ea, fie că vorbim de el și cazurile pe care le-am menționat, astea sunt doar câteva exemple. Este important să ne tragem la răspundere unii pe ceilalți. Practic, nu există niciun alt loc mai bun decât în familie să practicăm disciplinarea reciproc. Mai mult a zice eu atenția către cercul de prieteni. Ați pornit cu un cerc de prieteni împreună, după care în timp datorită contextelor, fie că schimbarea locului de muncă, știu eu,
alte relații. Pot genera o serie de alte noi contacte, noi prieteni, aș spune inclusiv lumea aceasta virtuală, e un alt pericol. Da. Un soț sau o soție care își petrece foarte mult timp în lumea virtuală, mai mult decât în lumea reală, iar este o chestie care cu siguranță trebuie punctată și tratată cu seriozitate. Deci, indiferent care dintre cei doi o iau, să spunem așa, în lateral, au anumite excese. Acum, vă dați seama, fiecare om are dreptul de a greși. Dar atunci și greșeala aceasta este între niște limite. Rolul celălalt este și de supraveghetor. Da. Asta nu înseamnă să stea să-l prindă la col, să-l vâneze, dar nici nepăsător. Că până la urmă și nepăsarea aceasta. Știi că poate ai întâlnit Beni, eu am întâlnit-o de multe ori și m-a durut când am văzut lucrul acesta. Sunt soți care fiecare are jobul lui o situație destul de, să spunem, de bună, o situație financiară, profesională, etc. Sunt familie, dar oarecum trăiesc într-un mod paralel. Nu deranjează dacă soția are un exces, soția la fel nu e deranjată dacă soțul are un cerc de prieteni care nu este tocmai, să spunem, cel potrivit pentru el. La un moment dat, să zicem așa, își permis să lase pe celălalt să facă ce vrea. Adică prin faptul că îi acord de libertate. Chiar poate ai întâlnit termenul ăsta. Deci eu soției mele îi acord libertate. Adică din când în când îi mai las să facă și ce vrea. A zice că această libertate nu este sănătoasă. Din potrivă, îi creez contextul astfel încât să greșească. Da, evident, depinde despre ce vorbim. Dacă vorbim la ce mă gândesc eu, atunci da. Da, exact, la ce te gândești tu. Păcat automat, fie de relații extraconjugale și astfel de lucruri, aia nu mai e o relație adevărată în sensul cuvântului, pentru că o relație de căsătorie ar trebui să presupună loialitate și credincioșie reciprocă totală. Dacă vorbim de lucrul ăsta. Dacă duc asta în plan spiritual, atunci când un soț care obișnuia să meargă la biserică, să fie cât de cât activ, implicat, dar are tendința de a o lăsa mai moale, de a lipsi. Pandemia aceasta a fost un context ideal. De fapt, încă este un context ideal pentru a nu mai merge la biserică. Cine nu vrea să meargă la biserică, acum are 1000 de motive să nu meargă. Da? La fel și pentru soție. Să nu mai citească, să nu mai se roage, să nu participe nici măcar la întâlnirile online. Da? Atunci când se poate. Dacă ducem asta în plan spiritual, la fel cred că sunt motive serioase ca soțul sau soția să-l tragă la răspundere sau cel puțin să înțeleagă exact. Și să facă. Și mă gândeam la o chestie și acum tu fiind păstor trebuie să-mi spui dacă este ok din punct de vedere biblic sau nu este ok. Chiar să apeleze la resurse externe. Și aici mă refer la păstor, la, știu eu, frați mai în vârstă, persoane care ar putea influența în mod pozitiv. Nu să-l dea în vileag, da? Nu să-l pârască. Nu să-l pună la, știu eu, a vizier, să-l vadă toată lumea să arunce cu pietre în respectivul, ci într-un mod așa cu dragoste, constructiv, să încerce să-l ajute și în momentul în care simte că vocea nu e auzită destul. Da. E foarte bună ideea. Practic, apropo de responsabilizare. Da. Deci cred că primul nivel este cel dintre soț și soție. Uneori chiar și copiii pot să-și tragă părinții la răspundere în anumite lucruri. Fie că o fac conștient, fie că nu o fac conștient, mai ales când sunt mai mari. Poate un moment în care își văd părintele că i-a dezamăgit, nu știu, omită la poliție, că l-a oprit poliția și copilul era în mașină. Într-o astfel de situație, privirea copilului care a auzit că tu acționezi într-un alt fel și că ai alte principii, poate să fie un mod bun ca Dumnezeu să te mustre prin propriul tău copil, fie și dacă nu spune nicio vorbă. Dar cred că primul nivel este într-adevăr cel dintre soț și soție. Și apoi, dacă ar fi să urmăm pașii din Scriptură, unde în Matei 18 ni se vorbește despre disciplinare, ei bine, acolo e vorba de o macrocomunitate. Se vorbește despre caracteristicile bisericii. O comunitate a legământului. Biserica este o macrocomunitate a legământului, familia este o microcomunitate a legământului. Și una și alta sunt comunități ale legământului. Ei bine, cred că principiile de acolo, din Matei 18, pot fi aplicate și în familie.
când cineva păcătuiește, în cazul ăsta soțul, să zicem, împotriva soției, e bine să-l confrunți. Poate el nu vrea să se pocăiască. Te mai duci și 2-3 persoane ca să îl confrunți. Nu vrea să se pocăiască, mergi mai departe. Și, practic, pașii pe care Domnul Iisus Hristos îi dă bisericii, eu cred că pot fi aplicați foarte spre bine. Spre vindecarea celui în cauză, bineînțeles. Exact, exact. Și cred că pașii ăștia sunt valabili nu doar pentru cineva care este credincios, ba chiar pot fi puși în aplicare și de cineva care nu are neapărat treabă cu credința. Exact. Adică, ca soție îți confrunt soțul, nu vrea să asculte, mai chem 2-3 membri din familia lui sau din familia ta, nu vrea să asculte, să zicem că e vorba despre înșelare, de exemplu. Urmezi pașii respectiv până la capăt, entitatea finală fiind, să zicem, într-o perspectivă anume, statul. Deci pașii ăștia cred că sunt foarte buni și ne ajută și pe noi cum să aplicăm această tragere la răspundere treptată în funcție, evident, și de gravitatea faptelor. Pentru că nu toate lucrurile sunt la fel de grave. Bun. Mergem puțin mai departe, Beni. Ce alt, să spunem, principiu de viață crezi că mai contribuie la longevitatea unui cuplu? Cu siguranță sunt multe, n-am spus lucrul ăsta de la început. Eu am ales doar unele dintre ele și le-am ales, consider eu, pe cele mai importante, în care pot fi încadrate multe altele. Dacă ar fi să mergem pe mai multe detalii, ar fi mult mai multe. Dar un al patrulea principiu, cred că este acela de a menține o relație de prietenie. Mi-aduc aminte de bunicul meu, cred că avea 93 de ani, și o sună pe bunica, era la părinții mei, nu se simțea bine, 93 de ani, era în vârstă, iar rămăsese acasă la țară și o sună: ce faci, fetițo? Am apreciat gestul și cuvântul ăsta, nu l-am spus doar atunci, l-am auzit în repetate rânduri, dar mi s-a părut așa de frumos, ca la 93 de ani să poți să menții un limbaj de apropiere, de prietenie, într-adevăr de dragoste, dar unde nu este prietenie, nu cred că poate să fie nici dragoste. În dragoste adevărată crește și prietenia adevărată. Sigur, aici vorbim de cea mai intimă relație posibilă dintre soț și soție, dar nu este vorba doar de dragostea aceasta care e în limba greacă eros, dragostea trupească de amor, ci este vorba de prietenie în primul și în primul rând. Și prietenia asta începe pentru mulți la începutul relației și ajunge pe parcurs undeva să se sfârșească. Când prietenia se sfârșește, eu cred că și dragostea în cele din urmă se va sfârși, pentru că nu poate o relație să supraviețuiască doar pe atracție fizică. Prietenia asta este esențială și prietenia asta înseamnă încredere reciprocă, să-i spui celuilalt ce te frământă, cu ce te zbați acasă, la lucru, cu copii, problemele pe care le ai, să fii deschis, să ceri sfatul, să ceri ajutorul, să fii dispus să-i spui celelalte persoane ce te apasă. Când dori o căsătorie... Să ai libertatea aceasta de a vorbi în mod liber, de a te descărca, de, să spunem, de apăsarea aceea din timpul zilei, mai ales da. Dacă ești soț și vii acasă obosit, cu problemele de la servicii, încărcat, știu, cu alte provocări ale zilei, da? Să ai posibilitatea aceasta ca cineva să te asculte. Cred că un mare rol aici în relația aceasta de prietenie este ascultarea. Să ai capacitatea aceasta și răbdarea, în primul rând, să-l asculți pe celălalt. Chiar dacă la un moment dat devine plictisitor sau știu eu, aceleași povești, aceleași personaje, știi că oamenii când povestesc de la servici, aceiași colegi, nu sunt alți colegi, cam aceleași deja îi știi. Dar spun un exemplu practic, soția mea fiind educatoare, la un moment dat știam toți copiii de la grădiniță fără să-i văd față în față. Da. Pentru că automat povestea ce se întâmpla și la un moment dat îi învățasem așa după nume. Și chiar o întrebam, ce-a mai făcut tare astăzi? Ce-a mai zis? Cum s-a mai comportat? Chestii de genul ăsta. Și asta e o relație care durează. Iar a povesti întâmplările vieții de zi cu zi unul altuia este un mare lucru. Face parte din economia aceasta a familiei, că produce efectul acesta eliberator. Adică ai mai aruncat o parte din grija zilei, din povara aceasta, care te apasă. Câteodată, știu, fie că pe ea, fie că pe tine ca soț,
Îți poate cauza mult stres, poate chiar nu te ia somnul, pentru că ai lucruri care te-au apăsat de-a lungul zilei și nu ai avut cum să îi împărtășești. Așa este, da. În același timp, cred că sunt anumite lucruri care poate nu pot fi împărtășite și te pot împovăra. Mă gândesc, de exemplu, la bunicul meu. El a avut foarte mult de suferit de pe urma regimului, fiind pastor și credincios, și a fost unul care nu a tăcut și asta a fost problema. Au fost multe lucruri pe care nu a putut să le împărtășească cu soția și pentru că soția nu le putea duce. Și în același timp pentru că o expuneau pe ea la mai multă suferință, teamă, frică și așa mai departe. Nu le împărtășea cu ea, dar avea un alt coleg păstor cu care mergea și vorbea periodic pentru că, evident, ai nevoie. Asta și pentru a o proteja. Pentru a proteja, cu siguranță. Sigur, astea sunt cazuri excepționale. Într-o relație de prietenie, vedem clar că cunoașterea reciprocă este unul din factorii esențiali, aș spune eu. Ceva care e musai să fie acolo, altfel nu poți să fii foarte de folos partenerului, da? Și inclusiv atunci când există o apăsare, o tristețe, chiar și o bucurie, dai seama, celălalt cu siguranță va observa. Te va bucura împreună cu tine? Va plânge cu tine atunci când e nevoie? Și bineînțeles, te va vedea că ești îngrijorat, că ești apăsat, că încerci să cauți pe cineva cu care să vorbești. Așa că în relația aceasta, prietenia este atât de importantă încât să fie întotdeauna partenerul sau partenera să sară în jurul celui care este stresat, îngrijorat, poate pe punctul de a-și pierde jobul, poate bolnav, și a-i fi sprijinul la nevoie. Așa cred că este. E primul punct de sprijin pe care l-ai ca și oameni. Da, așa și ar trebui să fie și ideal. O bucurie împărtășită cu altcineva se dublează, spune o vorbă, și o tristețe împărtășită se înjumătățește. Când ai un astfel de cămin în care poți să te duci acasă, să-ți dublezi bucuria și să-ți înjumătățești tristețea, eu cred că un astfel de lucru e rezultatul prieteniei respective care trebuie continuată. Adică prietenia asta nu se întâmplă doar în momentele dificile și când ai nevoie, ci este pe tot parcursul vieții și ai nevoie să menții prietenia respectivă cu soția sau cu soțul, să menții încrederea asta. Și da, sunt momente în care încrederea asta poate fi distrusă. Încrederea se zidește, se câștigă greu în orice domeniu, nu doar în relația de cuplu, și se poate distruge într-o noapte, în câteva minute. Dacă ar fi să mă uit așa doar la câteva exemple, îmi dau seama că atunci când se produce ruptura aceea despre care vorbeam, în primul rând ruptura aceea emoțională, are bineînțeles ca și cauză și ruperea prietenii, relației de prietenie. Da. Lipsa încrederii în partener. Da. Secrete, fiecare cu venitul lui, nu știu, ea începe să zică eu câștig mai mult decât tine, el începe să zică eu mențin casa asta, dacă nu sunt eu, cade acoperișul pe noi. Și încep să scoți în evidență lucruri care nu mai țin de prietenie, de o relație armonioasă, ci mai degrabă de egoism. Care e mai tare, care aduce mai mult, care contribuie mai mult în căsătoria respectivă. Astfel de lucruri nu pot să ducă decât la ruperea încrederii, ruperea relației de prietenie. Și de asta e important să se mențină această prietenie. Da, sigur, e importantă și partea ce ține de iubire în căsătorie, dar cred că nu există iubire autentică fără prietenie autentică. Cele două sunt simbiotice. De, practic, aș spune că dacă că prietenia poate este cea mai lungă relație pe care o poate avea un cuplu, pentru că prietenia începe înainte de căsătorie și se termină atunci când se termină și căsătoria, spunem noi, prin moartea aceea naturală, da? Exact. Unul din partener. Exact, da. Înainte să iubești o persoană, ești prieten cu persoana respectivă, ai perioada aia de prietenie, sigur. Și atunci investești sentimente, dar la început nu sunt poate sentimentele acelea de dragoste, ci se întâmplă treptat, după o perioadă de, nu știu, jumătate de an, un an, sau poate chiar mai mult, în funcție de fiecare caz.
Asta am văzut să fie un al patrulea principiu în cazul cuplurilor longevive, care au împlinit într-adevăr cuvintele pe care poate le-au rostit până când moartea ne va despărți. În al cincilea rând, cred că iar e un principiu foarte important și l-am lăsat mai la urmă, au învățat să ierte în mod autentic. O căsătorie în care cei doi nu învață să ierte e o căsătorie care va falimenta. Nu am văzut niciun cuplu care să aibă succesul acesta de a ajunge până la moarte, căsătoriți fiind, evident, moartea unuia dintre cei doi, fără să fi învățat să ierte. Practic, esența Evangheliei înseamnă asta. Să-l iertăm pe celălalt în mod autentic. Pentru că Hristos a murit pentru noi ca să ne ierte păcatele și noi am fost iertați și de asta și Domnul Iisus Hristos și în rugăciunea Tatăl nostru și după aceea imediat în Matei 6 completează și vorbește despre iertare. Cine nu iartă, nu va fi iertat. Cine nu știe să ierte pe altcineva, nu știe cum este să fie iertat. N-a înțeles ce înseamnă adevărata iertare. De asta, în orice cuplu, cu siguranță vor fi momente în care li se va da ocazia să ierte. Absolut, sunt sigur de lucrul ăsta, 100%. Nu există cuplu un an să fie căsătorit și să n-aibă ocazia aceasta în care să primească iertare și să îi se ofere iertare. Exercițiul acesta al iertării cred că se vede chiar și în perioada prieteniei, deci înainte de căsătorie, clar. Da, numai dacă e o relație prea scurtă de câteva luni în care amândoi cu capul în nori încât nu văd niciun fel de greșeală, da, că numai câteva luni de relație înainte, dar se vede și înainte. Și eu cred că e un lucru bun, pentru că dacă înțelegi că va fi nevoie să-l ierți pe celălalt și înainte de căsătorie, cu atât mai mult va fi nevoie după ce te căsătorești cu persoana respectivă. De asta, dacă vorbesc cu un cuplu care e în pragul de a se căsători, întreb, v-ați certa vreodată? E cea mai bună întrebare. Și unii îmi zic da, unii îmi zic nu. Eu zic, mai așteptați un pic ca să vă certați măcar o dată, ca să vedeți cum veți răspunde, ca să aveți ocazia să iertați unul pe celălalt. Aceeași întrebare am primit-o și eu. În momentul în care am avut consilierea premaritală, am mers cu soția mea la discuția cu păstorul bisericii și, bineînțeles, cu alți membri din comitet, am discutat câteva lucruri și la un moment dat, foarte așa direct, am primit întrebarea dacă ne-am certat vreodată. Am fost surprins, nu ne așteptam la asemenea întrebare. Și bineînțeles că ne certasem, ca orice, tot spunem, prieteni, care prietenie dura de ceva vreme, am spus, da, sigur ne-am certat. Au răsuflat ușurat și a zis, e bine. Da. Acum următoarea întrebare a mea este, după ce îmi spun că da, s-au certat, cât de des? Aici e o altă discuție, pentru că un cuplu care înainte de căsătorie se ceartă des, din păcate nu prea le dau speranțe, nu zic că nu e așa. Pot să spun că eu cu soția ne-am certat ceva înainte de căsătorie, au fost și anumite probleme. În fine, nu intru în detalii, între familiile noastre, slavă Domnului, s-au rezolvat, toate bune și frumoase, dar cred că e important să nu fie iar un tipar din acela de ceartă. Azi sunt împreună, mâine nu sunt împreună. Azi s-au despărțit, mâine nu mai sunt împreună, pentru că lucrul ăsta va genera cu siguranță probleme. Este esențial să învățăm să iertăm. În căsătorie, în afara căsătoriei, practic este esența slujbei noastre de creștin, slujbă în ghilimele. Hristos ne-a iertat și noi avem datoria să iertăm și trebuie să știm cum să facem lucrul acesta. Și cel mai dureros este în căsătorie, unde totul este personal, este la cel mai intim nivel posibil. Și odată iertat, a spune că nu e bine ca partenerul sau partenera să aducă aminte din când în când, a ști ce ai făcut, ce ai zis acum, nu știu când. Da, de asta deci aducerea aminte, iertarea înseamnă exact, trebuie să fie totală și uitarea, da? Trebuie să fie împreună cu iertarea. De asta am spus în mod autentic, pentru că poți să ierți așa, la un nivel de suprafață. Te iert eu, dar nu te uit. Când ierți, nu mai aduci în discuție, nu mai aduci aminte, deși poate firea va zice hai, acum spune-o pe aia de a făcut acum un an. Benny, dacă tot suntem la capitolul acesta al iertării și al conflictelor așa care apar și nu cred că există un cuplu în care să nu apară, există și situații în care am auzit de câteva ori
cupluri de tineri și apoi chiar după ce se căsătoresc, după câțiva ani, care spun, domnule, nu ne-am certat niciodată. Și am în minte acum când vorbesc cu tine câteva din aceste cupluri care pretindeau că nu s-au certat niciodată și cred. Și la momentul când s-au certat, s-au și despărțit. Adică nu au avut exercițiul acela al iertării. O practică, mai lași tu de la tine, mai zic eu ceva, îți mai reproșez, te iert, la fel faci și tu cu mine și până la urmă viața merge înainte. Și spun, mă gândesc la exemple clare care știu că au dus-o destul de bine. Cel puțin așa se vedea din exterior, așa spuneau și ei, totul părea roz, dar în momentul în care au avut, să spunem așa, primul conflict mai puternic, ceva care într-adevăr se zdruncine, s-a rupt totul. Da, acum niciunul dintre noi nu cunoaște viața intimă a unui cuplu decât în măsura care cuplul respectiv lasă să se vadă anumite lucruri. Cu siguranță că există urcușuri și există coborâșuri, dar urcușurile nu sunt posibile fără iertare. Mergi înspre o relație mai bună dacă ești dispus să ierți. Sigur, iertarea nu înseamnă că pur și simplu treci cu vederea peste ce a făcut celălalt, ca și când nu s-ar fi întâmplat. Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, vedem că iertarea este pe două nivele. E un nivel personal în care eu o iert pe soția mea sau soția mea mă iartă pe mine și am datoria asta și e bine să fac lucrul ăsta, e bine pentru sufletul meu. Dar în același timp este și un nivel de tragere la răspundere. În cazul bisericii, un nivel comunitar în care îl tragi la răspundere pe celălalt, cum spuneam mai devreme, ca să-l ajut să se îndrepte, să conștientizeze gravitatea păcatului lui. Nu pur și simplu zici, te-am iertat, nu dai o amnistie cum se dorea acum câțiva ani la noi în România. E bine, când ne uităm inclusiv la Dumnezeu, Dumnezeu n-a dat o amnistie și a zis totul e șters pentru toată lumea. Ci a fost nevoie ca cineva să plătească prețul respectiv, să fie o consecință pentru păcatele tuturor oamenilor. Și Hristos a venit și a murit și a plătit prețul greșelilor respective. Și El plătește și pentru soții și soțiile care păcătuiesc într-un mod sau altul și este important să înțelegem deci că există un preț și trebuie să înțelegem, să recunoaștem și să urmăm toți pașii pocăinței autentice. Pentru că iertarea autentică trebuie să fie însoțită de pocăință autentică. Cele două trebuie să meargă împreună și numai așa, atunci când există iertarea autentică și există pocăința autentică, avem în cele din urmă reconciliere totală. Pentru că iertarea doar din partea mea față de o altă persoană înseamnă iertare. Cealaltă persoană poate să greșească și eu să nu o iert, și este pocăință, dar când iertarea se întâlnește cu pocăința, atunci abia avem reconcilierea adevărată, autentică. Când ceilalți vin din nou împreună și relația, chiar dacă poate va mai fi afectată într-o formă sau alta, se reface în cele din urmă. Foarte frumos. În ultimul rând, e un factor care poate nu depinde așa de mult de cuplu, ci pur și simplu bunătatea lui Dumnezeu. Și ultimul principiu pe care am vrut să-l amintesc este efectiv harul lui Dumnezeu. Unele cupluri au ajuns să fie longevive, să ajungă până la moartea unuia dintre cei doi, pentru că Dumnezeu efectiv s-a îndurat de cuplurile respective. Dacă El nu s-ar fi îndurat, nu s-ar fi întâmplat așa. Sigur, asta nu exclude responsabilitatea soțului și a soției, dar Dumnezeu pur și simplu, realitatea este că se îndură de unele cupluri și intervine parcă într-un mod minunat, într-un mod extraordinar. Vă dau exemplul acesta, nu dau nume. Soțul s-a dus la avocat în anii 80 ca să ceară divorțul. Avocatul s-a uitat la el, știți că probabil în vremurile alea era ceva divorț, dar nu așa de întâlnit ca în zilele noastre și i-a spus situația, nu mă mai înțeleg cu soția, nu ne mai iubim, vreau să divorțăm. L-a întrebat, aveți copii? Da. Du-te acasă, împacă-te cu soția și iubește-ți copii. Peste ani de zile, persoana asta s-a întâlnit cu avocatul, peste vreo 30 de ani de zile s-a întâlnit și a zis, vă mai aduceți aminte, am venit la dumneavoastră în anii 80? Nu mai aduc aminte. Păi am venit la dumneavoastră, v-am spus situația și am zis că vreau să divorțez. Și ce am zis?
Și mi-a zis, du-te acasă, împacă-te cu nevasta și iubește-ți copii. Avocatul s-a uitat la persoana cealaltă, la soțul respectiv și i-a zis, am fost un prost, trebuia să-ți iau bani. Numai harul lui Dumnezeu poate să folosească gura unui avocat care în cele din urmă își urmează interesul și în situația respectivă să nu facă asta, ci pur și simplu să vorbească ca și când Dumnezeu ar fi vorbit, să zică, te duci acasă, te împaci cu nevasta și îți iubești copiii. Și au împlinit recent 40 de ani de căsătorie. Slavă Domnului! Dumnezeu se folosește câteodată de circumstanțe și chiar de oameni atunci când nu te aștepți. Da. Am experiența aceasta personală de a auzi cuvântul lui Dumnezeu rostit prin gura unor persoane de la care nu mă așteptam și probabil ei nu-și dădeau seama că prin ceea ce îmi spunea mie, eu recunoșteam ca venind semnalul acela da. Pe care eu poate l-așteptam. Și unii dintre oameni devin mesageri al lui Dumnezeu, așa cum Măgărița a fost în vechime mesagerul de care s-a folosit Dumnezeu și Dumnezeu duce la capăt planul acela de a oferi bunătatea aceea despre care tu vorbeai așa de frumos. Da. Mila Domnului să fie, să știi, peste fiecare din familie noastre, din familie din România, astfel încât bunătatea aceasta de Dumnezeu, harul acesta să curgă din belșug, pentru că dacă ar fi să ne uităm numai la noi, Beni, ne-am vedea numai greșele și ne-am spune fiecare, asta înseamnă să ai și un dram de sinceritate, apropo, o altă calitate pe care a spune-o că ar trebui să aibă ambii parteneri, să fie sinceri unul cu altul. Da. Dacă ne-am uitat la noi, ne-am dat seama că fără mila lui Dumnezeu, fără bunătatea lui Dumnezeu, fără harul acela care vine de la El, noi n-am putea, oricât ne-am pricepe, oricât ne-am pregăti, apropierea aceasta de Dumnezeu are ca efect întotdeauna și apropierea dintre cei doi parteneri și a familiei până la urmă. Că apoi vine, bineînțeles, și situația aceasta cu copiii de care ne-am spus și am spus că este un prag foarte important în relația de cuplu. Da. Așa bunătatea lui Dumnezeu ne face să mergem mai departe. Sunt multe exemple și cu siguranță avem fiecare dintre noi exemple de oameni care i-am văzut cu ochii noștri că au trăit împreună până la adânci bătrâneți. Cum s-a întâmplat asta? La fel. Pentru unele poate avem explicații, pentru unele poate nu avem, dar cu siguranță în fiecare dintre aceste situații vedem mâna aceea lui Dumnezeu care a stat deasupra familiei. Da, așa este. Îmi doresc pentru toți telespectatorii noștri căsătoriți sau necăsătoriți și se vor căsători cândva ca să experimenteze frumusețea relației de căsătorie pe care a lăsat-o Dumnezeu, familia, invenția Lui, nu invenția noastră a oamenilor și să se bucure de toată frumusețea ei. Da, uneori căsătoria poate fi dificilă, dar când te uiți la sfârșitul vieții și ai cu cine să-ți aduci aminte de toate momentele și dificile și mai puțin dificile, e minunat. Să poți să vezi viața alături de o altă persoană, să iubești în continuare o persoană după 40, după 50, după 60 de ani, încă să ai sentimente de dragoste față de persoana respectivă, mi se pare un lucru extraordinar. Și de aceea, cred că, dincolo de exemplele negative care sunt poate din ce în ce mai multe, mai ales mediatizate, că starurile de obicei divorțează cam repede. Dincolo de aceste exemple negative, să privim la exemplele pozitive. Să privim la unicii noștri, la părinții noștri. Sigur, o să ziceți, da, știu eu cum a fost relația lor, n-a fost așa de minată. Eu am fost binecuvântat să am exemple pozitive în viața mea. Nu toate au fost. Cu siguranță că nu toate și știu multe din detaliile vieților lor. Dar aș vrea să privim spre acele exemple pozitive care să ne motiveze și să ne facă să ne privim soția sau soțul în ochi și să spunem peste 40 de ani, dacă ne dă Dumnezeu ani să trăim, vreau să ne iubim așa cum s-au iubit cu tare sau cu tare. Și să dea Dumnezeu să experimentăm cât mai mulți dintre noi lucrul acesta, pentru că asta va fi o binecuvântare pentru următoarele generații. Pentru copii, pentru nepoți, pentru societatea în care ne-a pus Dumnezeu, lucrurile acestea nu pot să fie decât o binecuvântare pentru viața noastră și viețile altora. Amin. Zic și eu, îți mulțumesc foarte mult, Beni, pentru
discuția din seara aceasta. Împreună cu tine am discutat despre secretele cuplului longevive și aș spune că aceste secrete, până la urmă, nu sunt chiar secrete, sunt de fapt niște practici, niște obiceiuri pe care fiecare dintre noi le putem dezvolta atât timp cât ne dorim și lucrăm la aceasta. Așa că eu îți mulțumesc și îți doresc ca binecuvântarea și bunătatea Domnului să fie asupra ta, asupra lucrării pe care faci acolo la Slatina și Dumnezeu să binecuvânteze și familia ta și apoi să continui să studiezi și să afli cât mai multe informații din zona aceasta bunelor practici din subiectul acesta imens care înseamnă familia, căsătoria și bineînțeles te așteptăm la o altă ediție cu tot dragul ca să putem să împărtășim din experiența ta și bineînțeles din, din să spunem așa, din alte secrete ale modului în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Mulțumesc! Domnul să te binecuvânteze! Mulțumesc la fel! Stimați prieteni, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră și de data aceasta. Noi de aici vă salutăm și vă mulțumim. Până data viitoare vă spunem la revedere!